собирать учетдаты, камеры сначала. Опять же, отцу его на тендат на суверенитет, ele pot fi privite în felul următor de unii care interpretează, dar trebuie să luăm în considerare faptul că atât timp cât se respectă dreptul la exprimare și dreptul la asociere sau la manifestare și se face în mod legal, trebuie respectată voința cetățenilor ca atare. Sunt viziuni diferite, societatea cu regret este divizată, unii privesc unirea cu România ca fiind un beneficiu pentru Republica Moldova, alții privesc revenirea într-un alt sistem, cum e cel al fostei Uniunii Sovietice. Autoritățile Republicii Moldova, indiferent de nivel, trebuie să pună accent pe solidaritate și consolidarea societății în general. Și, în primul rând, lucrul ăsta trebuie să se manifeste prin a aduce bunăstare cetățenilor. Și atunci, deja, altele ori apar, ori dispar. Dar, în primul și în primul rând, orice manifestare de voință, exprimarea opiniei și dreptul la exprimare trebuie respectate ca atare, pe limitele legii.